Prima sesiune de vaccinare organizată într-un campus a avut loc la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj. Considerăm că este o acțiune binevenită, este ca un imbold pentru studenții care încă din diferite motive nu s-au vaccinat. Vin un număr destul de mare, cei mai mulți dintre ei, bineînțeles, s-au vaccinat până acum. O considerăm o sesiune de vaccinare și credem să treacă cu siguranță, toți trec cu nota 10 peste această sesiune. În această perioadă toți am făcut un efort ca să ne adaptăm situației. În ultimele luni, împreună cu universitatea, cu conducerea universității, cu domnul prorector Leon Muntean, s-a organizat activitatea în așa fel încât studenții universității au putut să vină în mod fizic la școală. Asta a fost o mare bucurie, fiind printre puținele universități din țară. Studenții s-au prezentat în număr mare la cabinetul medical. La propunerea DSP și a domnilor și doamnelor doctori de la cabinetele medicale USAMV, ne-am gândit să organizăm acest centru mobil de vaccinare. Cred că este și o premieră în Cluj, în campusurile din Cluj, și ni se pare așa o oportunitate bună pentru studenții noștri care până acum nu s-au vaccinat din diverse motive. Ținând cont că siguranța în campus este una dintre cele mai mari priorități ale noastre în această perioadă. Intenția mea a fost de a mă vaccina de la bun început, însă în momentul în care eram programat să vin la vaccin, am contactat și eu acest virus și consider că nu de mult am scăpat, din păcate sau din fericire în același timp, și atunci cred că ăsta e un moment oportun să fac acest pas. De asemenea, cred că e un prilej bun și pentru studenții universității noastre, care practic cu toții ne dorim să scăpăm și să putem organiza evenimentele pe care le avem într-un cadru fizic. Medicii au folosit vaccin Pfizer. Au avut deopotrivă șansa de a se vaccina atât studenții români cât și cei străini.